Iubiții Domnului, acum că ați văzut câte foi sunt, adică deja sunteți speriați. Mă gândeam în seara asta să vin mai repede, să o rog pe Nicoleta să nu mai facem colectă. Că dacă tot ați venit pe ploaia asta, să aveți bani de aspirină. Dar când am ajuns, deja era făcută colecta. Ploua afară îngrozitor, tablele sunt blocate pe pod. Am făcut aproape o oră și ceva de la capătul podului până aici. Așa că eu zic să rămânem în pisare în seara asta, până la o vreme. Aș vrea să salut și ascultătorii de la Radio Hope, care îmi spunea ales că sunt mulți în seara asta, e normal, e mai bine să stai la un ceai și să asculți la radio decât să vii la biserică, să te plouă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe cei ce sunteți pe unda radio. Și acum îmi dau seama de ce n-am putut să predic data trecută mesajul acesta. Era normal să predic astăzi continuarea mesajului care a fost tot pe ploaie, tot pe tunet, cel din 1 Împărați, capitolul 18. Atunci am predicat, începând de la versetul 41 până la 44 inclusiv, sub capitolul se intitulează Ploaia. Deci era normal ca astăzi să-l predic. Aș vrea să citesc, începând cu versetul 44, următoarele două versete. A șaptea oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară de ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nor, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Amin. Mie mi s-a părut foarte ciudat alergarea asta. Ani de zile am evitat acest pasaj, pentru că n-am înțeles de ce un om peste care vine puterea Duhului lui Dumnezeu trebuie să apuce să alerge în fața unui cap. Am auzit pe acest text o singură, dacă vreți, un singur comentariu și în comentariul acela se spunea că așa este când o iei tu înaintea Domnului și nu ești răbdător. Vorbim despre Ilie. Vorbim despre un om care are un caracter excepțional. Vorbim despre un luptător. Vorbim despre un om care este integru. Și atunci eu zic să fim foarte circumspecți când este să punem pe seama lui Ilie fapte care n-au sens. De aceea am așteptat până a trecut ploaia și m-am luminat eu. Și atunci astăzi am venit să mergem cu această a doua parte a mesajului Ilie alergătorului Dumnezeu și astăzi vom merge cu acest mesaj de ce alergi Ilie și de ce alergi înaintea carului lui Ahab, de ce alergi când puteai, nu, liniștit să urci în car cu el și să stați împreună până la intrare. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru care mă frământă de la o vreme, și anume faptul că mă întreb de multe ori, credința mea în Iisus Hristos, în ce măsură folosește? Nouă ne folosește pentru că, mântuindu-ne viețile, știm că vom avea întâlnirea cu Dumnezeu în cer, dincolo de care nu vom merge în iad, ci vom fi în Raiul lui Dumnezeu. Amin. Așa să ne ajute Domnul. Deci este clar de ce mi-am pus nădejdea în Domnul. Pentru ca să pot fi mântuit și să mă bucur cu Dumnezeu în cer pentru o eternitate. Însă pe pământul acesta, mântuirea noastră și calitatea noastră de creștini n-ar trebui să se rezume doar la ce îmi dă mie Dumnezeu. Pentru că o să vi se pare poate ciudat ce vă spun eu acum, dar este biblic. Semnul mântuirii nu este doar abținerea de la păcat, ci semnul mântuirii este binele pe care îl face semnul tău. Biblia vorbește despre noi că suntem o lumină a lumii și o sare a pământului. Și rolul nostru pe acest pământ, de oameni care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, este să facem bine semenilor noștri. Iar de ce m-am oprit asupra acestui prim punct, în care aș vrea să discutăm motivul pentru care Ilie a alergat în fața acestui car. El m-am întâlnit cu o doamnă profesoară, care m-a căutat printr-un intermediar, și am stat de vorbă cam un ceas despre o problemă extraordinar de grea pe care ea o are în familie. Pe durata acestei convorbiri, în mai multe rânduri, eu fiind extrem de obosit,
am venit de la, dintr-o călătorie lungă, îmi cădea capul de somn, literalmente, deci nu ca figură de stil, l-am scăpat de vreo două ori, și la un moment dat am simțit cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară peste mine și m-am întrebat de ce. Că doar nu eram la o stăruință după Duhul Sfânt. Nici măcar nu aveam Biblia în față. Dar am simțit literalmente cum la un moment dat, într-un mod supranatural, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât peste mine. Atât de tare m-a energizat, că parcă eram trezit proaspăt dintr-un somn odihnitor. Mi-am recăpătat forța, entuziasmul și am putut să susțin discuția într-un mod diferit. Pe parcursul acestei discuții, Doamna s-a deschis, acele puncte în care Duhul Sfânt a lucrat, au atins-o și mi-a spus așa, a zis, și dacă n-ar mai fi fost niciun alt beneficiu imediat al acestei conversații, o doamnă profesoară cu o inimă foarte frumoasă și un caracter foarte frumos, o doamnă cultivată, mi-a zis, faptul că eu n-am mai vărsat o lacrimă de 2 ani și faptul că astăzi am putut să stau și să plâng, mie mi se pare un dar de la Dumnezeu. În seceta sufletească pe care am avut-o, faptul că am putut să-mi deschid inima și am putut să plâng astăzi, pentru mine mi se pare un lucru extraordinar, pentru că, zicea dânsa, m-am speriat de mine în împietrirea pe care am avut-o. După ce s-a terminat această conversație, credeți sau nu credeți, m-am înmuiat iarăși. Somnul a revenit, somnolența a revenit și am ajuns după amiază în biserică. M-am bucurat că au fost ceva invitați, că așa mi-a trecut mie rândul. Și n-a mai fost nevoie să spună ceva. La sfârșit, când m-am dus în față, m-am dus în față cu gândul să facem o rugăciune. Dar din nou am simțit aceeași cercetare a Duhului Sfânt, din nou Duhul lui Dumnezeu am simțit cum se coboară peste mine și Dumnezeu a dat ceva frumos. Și am simțit cum Dumnezeu face ceva. Și a fost o rugăciune vie și o rugăciune frumoasă. Ei, de ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că am înțeles, dragii mei, că mâna lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră, nu pentru ca noi să putem spune liniștiți, facem parte din adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Nu pentru ca noi să ne lăudăm față de vecinii și prietenii noștri, că noi suntem altfel. Nu pentru ca în viața noastră să putem să facem clasificări. Tu ești așa și eu sunt alt minte. Nu pentru a spune că doar aici sau acolo unde ești tu este adevărata biserică și numai acolo este bine. Ci pentru că Dumnezeu din cer, când face lucrul acesta, îl face pentru ca noi să putem fi de folos aproapelui nostru. Biblia spune, și aș vrea să citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 13, cu următoarele cuvinte. Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Și Biblia spune așa, că în primul rând, afară se înnourase, se negrise. Adică, deodată, atât de mare a fost negura, că nu s-a mai putut vedea bine care este direcția. A venit un vânt puternic, spune cuvântul lui Dumnezeu, și când vântul îți stă în față, este o mare dificultate ca tu să înaintezi. Apoi spune Biblia că a început o ploaie fantastică și ploaia aceea, probabil, că l-a făcut pe Ahab să fie dezorientat. Încotro mă duc, cum mai nimeresc eu drumul spre casă, e întuneric. Semenii noștri, lumea noastră, chiar dacă pozează că e o viață în care le merge bine, ei sunt mai tot timpul în furtună. Și lumea zilelor noastre este o lume în care de mult s-a negrit cerul. Este o lume în care de mult timp bat un vânt năprasnic a unui liberalism care a ruinat multe vieți. De mult timp bat o furtună puternică în viața multor oameni. Și oamenii aceștia se uită într-o singură direcție. Oare cine ar putea să mă călăuzească? Spune Biblia că va veni un timp numit încercare sau necazul cel mare, în care spune Biblia că 7 oameni vor apuca de pulpană pe un evreu și vor zice, arată-ne calea. Când au rămas străpuși primii ascultători al primului mesaj creștin, care a fost transmis prin puterea Duhului Sfânt, prima lor întrebare a fost, și acum ce să facem? Imediat s-au uitat spre ei și au zis, ce să facem? De ce oare Dumnezeu a coborât puterea peste Ilie? Pentru ca Ilie să fie o călăuză a unui împărat care în acele circunstanțe nu mai găsea calea de întoarcere. De ce oare Dumnezeu din cer ar vrea să ne lase nouă putere?
Puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, nu ne-o dă în virtutea unei sfințenii pe care noi o avem, deși este temelia pentru care Domnul Dumnezeu, adică nu poți avea puterea lui Dumnezeu fără să te ferești de păcat, dar nu este cauza principală pentru care Domnul ne dă această putere. Pentru că trebuie să recunoaștem că noi slujim în slăbiciune, că multe lucruri încă nu sunt răstignite în noi și dacă ar fi ca Dumnezeu să ne dea puterea Lui doar în baza sfințeniei noastre, noi am fi oameni lipsiți de putere. De aceea, baza pentru care Dumnezeu ne dă arătarea Duhului este în folosul altuia. De aceea, puterea lui Dumnezeu se manifestă. De aceea, de multe ori, poate că suntem epuizați, suntem slabi, suntem sfârșiți. Și ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Parcă am o astenie de primăvară continuă. Parcă am intrat, cum spun unii, în ceasul morții sau în anul morții. Parcă nimic nu mai iese, mă culc obosit, mă trezesc obosit. Ați văzut că sunt mulți oameni stinși, lipsiți de putere, parcă chiar creștini. Doamne, spun și zic, nu mai am gust, nu mai simt, parcă viața mea nu mai era așa, o înrăurire, nu mai este cum a fost odinioară. De ce? Dumnezeu știm că nu se schimbă. Credeți? Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dacă Dumnezeu nu se schimbă, înseamnă că pe undeva ținta, ideea, gândul pentru care noi am fost ne-am întors la Dumnezeu, s-a schimbat în noi. Noi nu mai suntem conștienți sau noi nu mai știm că, de fapt, puterea se înmulțește în noi în măsura în care ne facem disponibili pentru semenii noștri. Haideți să vă dau câteva exemple biblice pilduitoare. Ați auzit de Filip. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8, cu versetul 5, se spune că acest diacon, plin de Duhul Sfânt, propovădea pe Hristos. Și spune Biblia că în momentul când a propovăduit în Samaria, ieșeau duhuri necurate, oamenii erau tămăduiți și Filip, spune cuvântul lui Dumnezeu, făcea semne mari, asta spune în 8:6. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că acest om, plin de puterea lui Dumnezeu, care la cărui cuvânt se întorseseră mulțimi mari de oameni, zice că a fost, spune imediat capitolul următor, a fost înștiințat mai întâi de Duhul lui Dumnezeu și a zis, du-te pe drumul dintre Ierusalim și Gaza. Cum era drumul acela? Pustiu. Și a zis, nu știu, dacă era în locul lui Filip, spunea, la succesul pe care l-am avut în fața acestei mulțimi, probabil m-a Dumnezeu mă rinde în fața unui stadion. Dacă am predicat la sat, acum trebuie să predic la oraș. Dar nu. Duhul lui Dumnezeu a zis, du-te, și probabil că în momentul în care s-a dus, s-a uitat și a zis, nu văd nimic, e pustiu. Și uite mai bine. A, omul gâldeață acolo. Cine era? Un om. Păi tu m-ai trimis la un om, zice el. Da. Pentru că rolul Duhului Sfânt este să te trimită la oamenii care au nevoie de îndrumare. Acest famen etiopian, citat din Cartea Sfântă din Isaia, și când s-a apropiat Filip de el, l-a întrebat din ce pasaj citește și l-a întrebat, înțelegi tu ce citești? Și ce răspuns el? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Duhul Sfânt ne este dat ca noi odată călăuziți să devenim la rândul nostru călăuze. Ca noi primind adevărul să-l putem transmite altora mai departe. Ca noi cei ce eram rătăciți, la rândul nostru să putem fi semne indicatoare de drumul care duce spre Împărăția lui Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu din cer ne învață în această după-amiază că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întărește un suflet care este dispus să facă lucrarea lui Dumnezeu. De aceea vă spun, dragii mei, când stăruiți după puterea lui Dumnezeu, când spuneți, Doamne, mă simt iscovită, nu mai am aceeași rugăciune, nu mai am aceeași bucurie de a citi cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ies lucrurile cum erau, să știți că principala hibă este că tu ai devenit inactiv. Tu ești un om nefolositor. Biblia spune că dacă sarea își pierde gustul de a săra, la ce mai folosește? Dacă tu nu ești folositor, atunci nici Dumnezeu nu vede motivul pentru care să zică, dar îi dau mai mult. Pentru că cu cât te faci mai disponibil pentru Dumnezeu, cu atât Duhul Sfânt al Dumnezeu coboară. Într-o asemenea situație, inițial mi s-a părut absurd ca mâna Domnului să vină peste Ilie. Dar Ahab era un om care nu mai găsea drumul spre casă. Și atunci Dumnezeu a zis, îi las puterea mea lui Ilie, ca Ilie să alerge înaintea carului și să fie călăuză pentru acest om care nu mai găsește drumul spre casă. Dumneavoastră cunoașteți oameni care nu mai știu drumul spre casă. Dumneavoastră aveți colegi
care au rătăcit drumul spre casă. Dumneavoastră aveți oameni dragi în familie care nu știu drumul spre casă. Că dacă aveți, atunci ar trebui să spuneți, Doamne, te rog de în putere să pot să mă fac o călăuză în numele Tău. Iubiții Domnului, aș vrea să mai dau un exemplu superb din Sfânta Scriptură. Biblia spune, în Faptele Apostolilor, în capitolul 27, citiți, începând cu versetul 23, în mod deosebit, că, la un moment dat, Pavel era într-o corabie, îndreptându-se spre Roma, și când au ajuns la limanuri bune, într-un ținut care era liniștit, Pavel a zis, zice, să nu plecăm mai departe, să rămânem. Dar ei au zis, nu, zice, să ridicăm ancora și să plecăm. Biblia spune că erau stăpâni pe ei, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancora. Ce s-a întâmplat? A venit din nou un vânt, Euraclion, și au început din nou furtunile să bată. Și oamenii aceia care n-au ascultat de sfatul unui om al lui Dumnezeu, s-au rătăcit. În timpul furtunii au pierdut, spune Biblia, orice speranță. Și soarele și luna refuzau să se mai arate. Și atunci, speriați, desnădăjduiți, nu numai că au aruncat încărcătura în apă, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că se erau pregătiți să se arunce și pe ei înșiși. Și atunci vine apostolul Pavel, care are din partea lui Dumnezeu o revelație. Doamne, nu am vise de la tine. Dar nici nu-ți dau, spune Domnul, că n-ai la ce să le folosești. Dacă ți le-aș da în folosul altcuiva. Că tu ești un om comod, care nu faci nimic. Dar eu nu-ți dau aceste vise ca să nu se creadă că Dumnezeu dă niște vise ca cineva să mândrească cu ce este El. Dumnezeu dă niște vise cuiva care vrea să alerge pentru Domnul și e disponibil. Și atunci Pavel, care era disponibil și care era în lucrarea Dumnezeu, a primit la Domnul un înger și spune, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, Pavele, nu te teme. Pentru că toți oamenii aceștia care sunt în corabie, ți-i dau ție, zice. Eu ți-i dăruiesc ție. Și nu se va pierde niciuna dintre aceste vieți. Și atunci el le spune oamenilor, fiți liniștiți, că ce eu zic eu, am încredere în Dumnezeu. Că ceea ce a spus se va împlini. Și oamenii aceia se uitau și au zis, dar cine ești tu? Eu, zice el, sunt o călăuză a Dumnezeului care îi slujesc. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a dat o revelație deosebită lui Pavel, i-a dat lui Pavel o arătare, i-a dat lui Pavel o vedenie, o arătare a unui înger, așa spune cuvântul Dumnezeu, ca să ce? Să-i dea un mesaj. Dar care a fost mesajul? Mesajul nu a fost, întoarce-te pe cealaltă parte. Mesajul nu a spus, foarte bine că l-ai spus, acum să se prăpădească, să le fie învățătură de minte. Dacă ajungi mâncare la pești pe fundul oceanului, ce mai contează că ai avut să nu ai avut dreptate? Zero. Nu mai contează lucrul ăsta. Dar Pavel a zis, era bine să mă fi ascultat, dar, a zis, era bine să mă fi ascultat, dar, eu vă spun, nici nu mă va pieri. De ce? Pentru că Dumnezeu m-a pus pe mine să vă fiu călăuză. Pentru că iată ce spune Domnul într-o asemenea întrejoare. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. În măsura în care te vei face o formă de Dumnezeu, în măsura în care vei face un vestitor al îndurării lui Dumnezeu, în măsura în care vei vrea să aduci pentru oamenii din jurul tău soluții din Domnul, în măsura în care vei deveni un mijlocitor pentru Iisus Hristos, în momentul acela, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți va onora viața. Pentru că cea mai mare problema noastră este că de cele mai multe ori primirea puterii lui Dumnezeu sau căutarea puterii lui Dumnezeu nu este urmată de următoarea întrebare. Și ce să fac cu ceea ce primesc? Că am primit și după aceea stăm și nu mai facem nimic. Dumnezeu spune foarte clar în această seară. Mâna Domnului, sau dacă vreți, Duhul Sfânt a venit peste Ilie, l-a încins cu putere. De ce? Să alerge înaintea unui car în care era un împărat dezorientat. Pentru că rolul nostru pe pământul acesta este următorul. Primim putere în măsura în care vrem să ne facem călăuzitori pentru viața aproapelui nostru. Așa se numește Dumnezeu. Amin. Amin. Vă mai dau un exemplu frumos. Elisei, 2 împărați, capitolul 6, un urmaș al lui Ilie. Ia să vedem, o fi înțeles ceva Elisei de la Ilie? Că i-a fost ucenic. Spune Biblia în 2 Împărați, capitolul 6, în versetul 16, că înconjurați fiind de sirieni, la un moment dat slujitorul lui speriat a zis, zice, nu mai avem nici o șansă. La care Elisei spune, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. La care slujitorul spune, nu înțeleg, e o vorbire ciudată pentru mine. Zice, în primul rând tu zici să nu mă tem. Zice, eu mă văd pe mine și te văd pe tine. Și tu spui că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Ori eu când mă uit la ei sunt câtă frunză și iarbă. La care Elisei vine și spune, da, dar eu am din partea Domnului o călăuzire. Doamne, deschide ochii.
Și când a deschis ochii, spune Biblia că tot muntele era plin cu care și cu cai ai Domnului. De foc, spune. Care de foc. Și mai există o mențiune. Îl înconjurau pe Elisei. Cum să nu stai liniștit în momentul în care de jur împrejurul tău? Și vreau să vă spun următorul lucru. Vin oameni la noi și spun, suntem prăbădiți. Deci norii sunt negri. Furtuna a pornit. Noi din ploaie și din vânt nu mai ieșim. Ce să facem? Voi să le spuneți. Există nădejde în Dumnezeu. Nu vă pierdeți încrederea. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Ne punem pe rugăciune, ne punem pe post și Dumnezeu din cer ne va ajuta. Să nu fiți oameni care să dați și voi din umeri să spuneți, nenorocită-i țara asta, nenorocită. Coruptă-i țara asta, coruptă. Și intrăm și noi în hora celor care spunem rău, rău. Dar nu, ei spun rău, tu spui foarte. Atunci nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Doar, vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer să ne mulțească puterea. Dacă Dumnezeu din cer să ne mulțească puterea, eu trebuie să mă fac disponibil. Stă Domnul Iisus Hristos să uite, vrea cineva în seara asta o măsură puternică din Duhul meu? Vrea cineva în această seară ungerea Duhului lui Dumnezeu? Vrea cineva să coboare mâna Domnului peste el? Întreabă Duhului Dumnezeu, vrea cineva lucrul ăsta? Și noi dacă spunem, da, Doamne, vrem lucrul ăsta, atunci să știm că primim în măsura în care spunem, Doamne, vreau să fac ceva pentru lucrarea Ta. Dumnezeu din cer înmulțește puterea noastră, Dumnezeu din cer ne dă de multe ori o măsură de duc suplimentară, Dumnezeu ne tratează oboselile noastre, Dumnezeu ne tratează felul nostru cu de ori slab de a fi în măsura în care vrem să spunem, Doamne, eu nu mă las, eu vreau să slujesc Ție. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. În Luca, capitolul 24, versetul 42, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, în Grădina Ghețiman, spune, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Și cu ce rugăciune continuă? Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia. Dar ce înseamnă facă-se voia ta? Bine zice el, mă duc pentru ei la cruci. Facă-se voia ta, mă duc pentru ei la cruci. Acest facă-se voia ta a însemnat vreau să iubesc până la capăt. Pe ei. Pentru că voia lui Dumnezeu a fost ca Iisus Hristos să vină în lume și să moară pentru păcatele noastre. Când a zis totuși facă-se voia ta, nu voia mea, adică voi face pentru ei ceea ce trebuie să fac, ce spune Biblia că s-a întâmplat? Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Când i s-a arătat îngerul din cer ca să-l întărească? Când a zis, sunt dispus să merg până la capăt, sunt dispus să fac voia ta, sunt dispus să-i ajut, sunt dispus să mă jertfesc, sunt dispus să mă cheltuiesc. Ce spune Apostolul Pavel? A căzut vreunul dintre voi în păcat și eu să nu ard. Arderea aceasta, flacăra aceasta, nu înțelegeți numai în sensul de consum. Iar și consumul părintelui care își vedea cumva copiii că sunt în păcat, era și flacăra mistuitoare a Duhului Sfânt și a dragostei lui Dumnezeu. Că atunci când te uiți la cineva și îl vezi în lipsă și vrei să-l ridici, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se putere. Vreau să vă spun numele Domnului Hristos. Eu câteodată, nu știu, mai sunteți aici, da? Curs de tine, nu mai fac voi deja vreme, mamă. Da, mamă, nu cunosc. Spunea cineva, frate, și toată predica cred că la mine. Că eu mă urat cineva, dar să știți că nu văd pe mine. Deci să nu vă lăsați să mă duc cineva de lucru. Să mă urat cineva persistent, dar eu nu văd. Eu nu sunt concentrat la lucrurile acestea. Vreau să vă spun cu iubiți doar următoare lucruri. Sunt momente, vreau să mă credeți, când stau de vorbă cu anumiți oameni și îmi dau seama că mare parte din ceea ce spun e a mea. Mă iubiți. Câteodată, Dumnezeu să mă ierte, vă pot spune lucrul ăsta că voi nu o să o luați cum ar o azi. Îmi vine să iau notițe. Au fost momente când puțin din urmă a venit să iau notițe. Pentru că mi-a dat seama că eu nu pot gândi așa ceva, veci de veci. Și am venit să iau notițe pentru că știam că numai Duhul lui Dumnezeu descoperă lucrurile acelea și de multe ori anumite leacuri pe care numai Dumnezeu le dă. Și atunci, știți dumneavoastră, asta face Domnul Dumnezeu. Și ce spunea unul de la un moment dat? El a fost omul care toată viața a militat pentru citirea Cuvântului Dumnezeu. Este un institut biblic care se vorbă distribuirea biblică. Și la un moment dat, Moody avea o discuție cu privitoare la Biblie și zice, să faceți toate Bibliile, zice, din piele. Și ar fi bine să fie făcute toate Bibliile din piele, la care le adaugă, piele de pantofi, zice. Pentru că zice, o Biblie care nu te pune în mișcare, o Biblie care nu te face să alergi, înseamnă că este o Biblie neștită. Doamne, vrem puterea Duhului Sfânt. Foarte bine, Dumnezeu, vă dau. Dar asta înseamnă că sunteți dispuși și disponibili
să fac și zic în aia. Amin? Amin. Punctul numărul 2. Punctul numărul 2 pe care vreau să vi spun în această seară este următorul. Biblia spune că Ilie a alergat înaintea lui Ahab. Deci am înțeles în primul rând de ce a venit Duhul Sfânt. Pentru că Ilie a dispus să-l călăuzească pe acest om care își pierduse busola. Dar de ce a alergat înaintea carului lui Ahab? Știți că era un obicei și potrivit acestui obicei, când era cineva într-un car, era încurunat. Și când a alergat cineva înaintea lui, îl onora, era un obicei că onora pe cel ce era în car. Mai Ilie care a alergat înaintea carului, era cumva, el nu alerga pentru că l-ar fi onorat în mod deosebit de Ahab, ci pentru că era un călăuzitor. Obiceiul roman era ca de regulă sclavul să meargă spatele carului. Și cel care era cu laurii pe frunte mergea în față și sclavul îi spunea Memento mori. Memento mori. Amintește-ți că vei muri ca să nu îi se îngânfie inima. Acum însă Ilie, într-un mod ciudat, nu e în spatele carului, ci este în fața carului și aleargă în fața carului Ahab. Spunea că motivul pentru care aleargă este acela că el este un călăuzitor. El nu este, dacă vreți, ceva adițional, adiacent la carul lui Ahab, ci el, de fapt, conduce întregul car. Acum, vreau să vă spun un lucru pe care l-am înțeles. Vă rog frumos să vă uitați la acest paradox al acestei întâmplări. Cine era chemat să conducă Israel? Ahab. Cine era în fruntea carului lui Ahab? Ilie. Pentru că de multe ori, dragii mei, noi spunem în felul următor și vreau să vă spun ce gândesc. Zilele acestea, săptămânile acestea, am fost sunat ca niciodată. Oameni care eu știam că există pe scena politică, dar eu n-am știut că ei știu că eu exist pe scena religioasă. M-au sunat. Dintr-o dată, nu pot să rostesc nume că nu-i frumos. Dar oameni însemnați, adică oameni cu putere. Mă tot uitam la ei la televizor, Domnul să mă ierte. Și atunci m-au sunat și mi-au propus multe lucruri ciudate. Să candidez colo, să candidez colo. Și am zis, de ce? Păi, ce dumneata ești? Ce sunt eu? Ești... Vă spus, mă, oameni buni, haideți să scurtăm lucrurile. Eu nu voi schimba niciodată biserica pe arena politică. Și am zis, de ce? Pentru că Dumnezeu m-a înrolat în singura lucrare de pe pământul acesta care poate schimba lumea. Dacă biserica a eșuat în a fi o sare a pământului și o lumină a lumii, niciun partid politic nu va avea biruință. Adică cum să schimbe o platformă spirituală cu o ideologie, cât de bine ar fi ea pusă la punct, omenească? Cum să schimb din lăuntru unui partid ceea ce nu pot să schimb din lăuntru unei biserici? Păi Dumnezeu din cer mi-a dat cea mai înaltă slujbă. M-a făcut slujitorul lui. Mărit să fie Dumnezeu. Și mulțumesc cu toată smerenia. Atunci am spus, vedeți ce faceți dumneavoastră? Dacă eu, spre exemplu, m-aș lăsa înșelat de așteptări, deci ăsta e și motivul pentru care sunt la costum. Deci mi-e greu cu mine astăzi. Deci astăzi m-am vrut 3 întâlniri. La Marriott, la Crown Plaza, în care am văzut și eu un fresh pe banii lor. Știți? Și atunci, deci eu mi-au costumul cu mine în mașină, că nu știu când mă sună un personaj politic. Și atunci eu le-am spus, mă, oameni buni, am zis eu, dar voi nu înțelegeți un lucru. Tot ce sunt eu, tot ce sunt eu, datoresc lui Iisus Hristos. Dacă voi m-ați scos din mediul meu, eu devin un nimic. Dacă voi m-ați scos din mediul meu, eu devin un nimic. Nimic am fost, nimic voi deveni. Dacă este ceva bun, se datorează lui Iisus Hristos. Pentru că nu lumea aceasta conduce biserica, ci că biserica este în fruntea lumii acestea. Și voi să nu vă temeți, ci voi să fiți bucuroși că Dumnezeu din cer v-a făcut parte în zidirea anumită biserică. Voi sunteți părtași unui har deosebit. Ilie, tu nu ești în spatele carului. Nu zice. De ce? Pentru că eu în fruntea carului îl conduc pe ăsta care trebuia să conducă lumea. Și pentru că mai există un lucru. Când alerga Ilie în fața carului, făcea următoarea declarație. Bun cai ai împărat. Bun, zice. De unde e luat? Nu știu de unde e luat, că nu spune Biblia. Dar să nu credeți că erau niște mărțoace care treceau carul la har. Să nu vă închipuiți lucrul ăsta. Carul bun, zice. Bun, zice.
Ce o fi fost, nu știu ce lemn, dar să nu credeți că era mâncat de, da, car, așa, mulțumesc, gata. Deci, era un car frumos, era o cai bun. Dar caia aveau ce poate să facă cai și carele. Spune în Isaia, capitolul 31, unii se vizuiesc pe carelor, se vizuiesc pe cailor, dar noi ne vizuim pe Domnul. Ilie când alerga, îi spunea, hai mă putrosule, zice, mă cailor, mă. Păi eu zic că am obosit ce plămâni aveți. Oameni, vă vreau să vă spun un lucru. Nimic de pământul ăsta nu se compară cu Dumnezeu și poate să facă Dumnezeu. Deci Dumnezeu ia nimicul care a fost și a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu l-a țărânat, a suflat suflare de viață și s-a făcut un suflet viu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic ca să facă ceva. Pentru că în El este totul. În El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Slăvit să fie Dumnezeu. De ce alergi, Ilie, în fața carului? Ca să știe și tinerii din secolul 21 că cu Dumnezeu poți totul. Că cu Dumnezeu poți să fii lui totul. Să nu vă temeți. Examene vi le dă Dumnezeu dacă voi cereți puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu va da înțelepciune, Dumnezeu va da tot ce aveți nevoie. Pentru că nu lumea aceasta conduce biserica, ci pentru că biserica este lăsată să fie lumina lumii, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că mai există aici un înțeles. Când alerga Ilie în fața lui Ahab, i-a zis, ieri te-am bătut de te-am uscat. Ieri pe munte ți-am ucis prorocii lui Baal. Și ieri, în fața tuturor, te-am făcut pur și simplu de râs. Strigați, zice, poate că Dumnezeu vostru e plecat într-o călătorie, zice, sau poate că n-aude, strigați mai tare. Și când a vrut să-și arate credința în Dumnezeu, i-a zis, turnați apă să mustească. Pentru că Dumnezeul meu, când coboară cu foc, pe el nu-l oprește apa. Și atunci l-a făcut de râs pe Ahab înaintea tuturor și a zis, înaintea tuturor te-am făcut de râs, dar acum între mine și tine vreau să spun că Dumnezeul pe care îl slujesc este Dumnezeu care îți mai dă o șansă. Ahab, eu umblu înaintea carului tău și alerg în puterea Duhului Sfânt ca să știi că Dumnezeu din cer este Dumnezeu care poate să-ți mai dea o șansă. Tu ești în carul ăsta ca vrut Dumnezeu. Tu ai caii ăștia ca vrut Dumnezeu. Tu acum, în fața ta, stă un om credincios, pentru că Dumnezeu încă mai are milă de tine. Suntem la biserică? Suntem. Măriți să fie Dumnezeu. Așa e? Avem încă parte de o zi? Avem. Măriți să fie Dumnezeu. Ce ne mai lipsește, dragii mei? Realizăm și ne punem credința totală în Domnul. Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, în după amiaza aceasta, să știți acest lucru pe care să-l rețineți și dincolo de care să nu dați niciodată înapoi. Când Dumnezeu este de partea ta, tu să nu te temi niciodată, pentru că ai totul. Dar dacă Dumnezeu nu-i de partea ta, poți să ai orice și, de fapt, ai nimic. Aș vrea să mai spun un lucru, dragii mei, pe care Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-L înțelegem și cu asta închid. Păi bine, timpul e bun. Ceva au fost un sfert, ești un sfert. Nu predic jumătate de ore, nici la îndemn la rugăciune. Punctul numărul 3. Aș vrea să mai spun un lucru, dragii mei. Biblia mai spune două lucruri. Încă două lucruri mai spun. Vrei să credeți că din două versete vorbim atâta. Și încă n-am. Deci. De ce alerge Ilie în față? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a învățat să fiu călăuză. Și El coboară ca să fii călăuză celor care nu mai găsesc drumul spre casă. Ahab, de ce alerge înainte? Pentru ca să știe lumea aceasta că în puterea Duhului Sfânt se poate totul. Și că Dumnezeul nostru este conducătorul întregului univers. De ce alerge Ilie înainte lui Ahab? Ca să știe și amărul de Ahab că cu Dumnezeu mai este o șansă. Încă stai în car, Ahab. Mulțumește Domnul, te-a să nu mai picioare. Și al treia lucru pe care vreau să vă spun în seara asta este următorul. Ilie zice că înainte să alerge și-a încins mijlocul. A tras de pârâul ăla care era și a încins bine. Știți dumneavoastră că Biblia spune să avem mijlocul încins cu brâuri? Adevărul. Știți care e povestea acestui brâu? În Orient, hainele erau mai lălâi. Mai largi, ca să înțelegeți pe românești. Nu erau străci. Și bustiere. Erau mai largi hainele. Și atunci ca hainele astea să nu te împiedice când pășai, le strângeai cu un brâu. Când le strângeai, gata, ele se adunau cumva acolo, știți? Și atunci spunea în următor, zice, domne, hainele astea, că ei aveau mai o cămașă, mai puneau ceva peste, o tunică. Și atunci le legau să stea toate într-un mod organizat. Pentru că nimic în viață n-are sens, până nu legi cu adevărul. Totul în viața ta e un dezastru și viața ta este pur și simplu ceva care este împrăștiat de acolo până acolo, dacă nu leagă adevărul. Ilie a zis, eu trebuie să mă leg cu adevărul. Și adevărul este acela care dă vieții mele putere. Până nu mi-i țin mijloc cu adevărul, eu nu pot să aleg. Niciodată Dumnezeu nu va folosi un om care nu se încinge cu adevărul. Și vreau să vă spun, dragii mei, în numele Domnului Iisus Hristos,
aș vrea să vă citesc un cuvânt, un cuvânt greu, îl puteți primi. Păi ce să faceți, sunteți în biserică, unde să plecați. Ia puneți Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun în seara asta că motivul pentru care noi nu alergăm în felul în care alerga Ilie este că noi nu suntem dispuși la efort. Noi nu suntem dispuși să investim și să ne cheltuim și suntem dispuși să folosim timpul nostru pentru oameni. Un al doilea motiv pentru care noi nu alergăm cum alargă Ilie este că noi nu avem credința că putem schimba lucrurile fiind al lui Dumnezeu. De multe ori suntem desîndrăștuiți și spunem la ce folosești. De multe ori nu avem puterea aceasta pentru că nu acordăm nicio șansă. Ba din potrivă ucidem și ultima nădejde pe care o are cineva. Dar adevăratul motiv cel mai important pentru care mâna Domnului nu coboară este că nu ne legăm cu brâul adecvat. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos un lucru care vreau să încheie seara asta. Și vă rog să vă uitați la mine și cu asta să plecați acasă. Îmi doresc din toată inima să nu trăiți într-o înșelare. Și îmi doresc să nu vă amăgiți. Îmi doresc să nu vă înșelați pe voi înșivă. Spunând pace, pace și pace nu este. Mi-am notat câteva gânduri pe care aș vrea să le transmit cu dumneavoastră telegrafic. Și vă rog să mă ascultați. Există momente de tip Iuda. Lui Iuda i-a părut rău. Când a văzut ce se întâmplă în mod real și unde s-a ajuns prin fapta lui, spune în Matei, în capitolul 27, de la versetul 3 până la versetul 5, că i-a părut rău. Dar după ce i-a părut rău de ceea ce a făcut, s-a dus în Biblia și s-a spânzurat. Ori de câte ori venim la biserică, Duhul lui Dumnezeu creează o emoție în timpul programului și la sfârșit spui, Doamne, îmi pare rău de ce am făcut. Și nu te schimbi. Și nu-ți schimbi atitudinea, și nu-ți schimbi fapta, și nu-ți schimbi conduita, tu te spânzuri de fiecare dată. Orice păcat în care tu rămâi, după ce ai avut o emoție și ai spus, gata, mă las de păcatul ăsta, mi-a dovedit Dumnezeu că nu e bun. Stai la biserică și plângi și spui, mulțumesc, Doamne, că ai venit în seara asta, îți mulțumesc că îmi dai șase iertări, îmi ești în față, m-am stat în genunchi, plâng, am această emoție, dar dacă ai numai emoția pocăinței și lipsește efectul pocăinței, tu nu faci altceva decât să te spânzuri de fiecare dată. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dacă Dumnezeu ne ajută și venim la biserică și anumite lucruri sunt rele în viața noastră, să ne lăsăm de lucrurile rele. Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm viața și să avem viața noastră nu doar emoția pocăinței, ci efectul pocăinței. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți că adevărul nu este numai să spui celuilalt, băi, pocăiește-te. Adevărul este să-ți spui și ție, pocăiește-te. Adevărul nu este numai să spui celălalt, dacă nu-L primești pe Iisus Hristos, îmi merge în iad, ci să-ți spui și ție, dacă nu rămâi Iisus Hristos, te duci în iad. Adevărul nu înseamnă că tu ești numai un vestitor, ci ești un împlinitor, nu doar un ascultător, lui tu. Așa să ne ajute Domnul. Și Biblia spune că Ilie s-a încins cu adevărul. Ce făcuse Ilie cu zi mai înainte? Stăduse drept înaintea lui Dumnezeu și asemenilor, cu integritate. Ce făcuse Ilie în ultimii 3 ani? A fost ca o premine. N-a cedat nici măcar o secundă. Cum a fost puternic. Ce face Ilie? Alerg. Încerc. În puterea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Dumnezeu m-a făcut un fel de călăuză. De ce? Pentru ca să demonstrez că împărăția Dumnezeu este adevărata împărăție. Că adevărata putere este puterea Dumnezeu. De ce Ilie alergi? Pentru ca să știe și Ahab că mai are o șansă. Dar cum alergi, Ilie, după ce am încins întâi mijloc? Cu brâul adevărat. Că nu poți alerga dezordonat. Te împiedici în propriile tale minciuni. Te împiedici în remușcări. Te împiedici în lipsa de putere pe care o ai. Și slăbit ca asta pământ. Pentru că totul se strânge în și prin adevăr. Slăbit să fie Dumnezeu.
De asemenea, ne înșelăm și n-ar trebui să facem lucrul ăsta, când mișcăm buzele și inima rămâne la fel. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 24-26. S-a ridicat Saul și a zis, tu ești mai bun decât mine, dar îmi dau seama că sunt un nenorocit. Zice, Dumnezeu să mă ierte cât de păcătos. După 3 luni era din nou pe cai, fugărindu-l pe David prin pustie. Vii la biserică și spui, cine e păcătos? Eu. Cine e păcătos? Eu. Mișcă buzele. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, mișcă, Doamne, inima noastră. Aici, în momentul nostru, trebuie ca Duhului Dumnezeu să producă o mișcare de părere de rău față de ceea ce facem. Mișcarea buzilor nu-i tot numai cu mișcarea inimii. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute să nu ne înșelăm singuri. Să nu mișcăm doar buzile, ci să mișcăm și Dumnezeu să ne miște inima. Mai există, de asemenea, dragii mei, o înșelare. Și acum vreau să vorbesc la modul foarte deschis. Acan, în Iosua, capitolul 7, versetul 16-26. Au venit soții, din aproape în aproape. Și a căzut soțul pe Acan, la care Iosua se uită la el și spune, mărturisește, fiule. Mărturisește spre slava lui Dumnezeu. La care Acan, cu soțul în dreptul lui, zice, da, am păcătuit. Dar am mărturisit când? Când n-am mai avut încotro. Am mărturisit când? Când a fost prins. Și de ce am mărturisit? De frică. Și unde este Acan acum? Într-o vale. I s-au îngropat acolo oasele. Vă rog să mă ascultați, iubiții Domnului, la ce vă spun acum. Frica de oameni uneori te face să mărturisești. Frica că nu-ți mai este un lucru sau altul te face să mărturisești. Ba și frica de iad uneori ne face să mărturisim. O să spune cineva, e o frică bună. Eu vă spun că nu. Nu duce la pocăință. Un singur lucru ar trebui să ne miște pe noi inima și să recunoaștem păcatul. Dragostea de Dumnezeu. Ar trebui să urâm păcatul din pricina faptului că Dumnezeu ne-a iubit până într-acolo încât ți-a dat viața pentru noi. Avem o frică de multe ori și frica noastră este limitată la oameni. Vă mai dau un exemplu. Haide, zice Lot, nevestă-sii. Hai odată când pică foc din cer. Ea n-a ascultat de Dumnezeu. Ea nu s-a pregătit stând înaintea lui Dumnezeu. Ea n-a înțeles ce înseamnă, vă zis, pocăința. Dar dacă a zis, bărbatul meu a ieșit și eu. Și cum a ieșit? Tot timpul, Doamne, tot timpul nu a să uită în spate. Nu a să uită în spate. Să vadă ce a părăsit. Din cauza unui om, din cauza unui impuls, din cauza presiunii făcute de cineva. Aia nu este pocăință. Eu vreau să întreb în seara asta în mod serios. Tu te-ai pocăit cu adevărat? Te-ai pocăit înțelegând că n-ai nicio șansă cu felul tău de fi. Te-ai pocăit înțelegând că Dumnezeu a dat totul pentru tine. Te-ai pocăit înțelegând că Dumnezeu poate să-ți dea totul, poate să te îmbrace cu o putere care nu are lumea ta, pământul acesta. Ai înțeles că Dumnezeu din cer vrea să se laude cu tine, să te facă un copil de Dumnezeu. Ai înțeles care este temelia pocăinței. Ai înțeles cât costă păcatul. Ai înțeles că Dumnezeu este Sfințenie. Lucrurile acestea le-ai înțeles? Dacă le-am înțeles, le trăim. Nu vă înșelați singur. Iubiții Domnului, închei în această seară spunându-vă că dacă nu punem degetul pe rană, și ascultați-mă, dacă nu punem degetul pe rană, noi niciodată să știți că nu ne-am păcălit, ci ne înșelăm singuri. Vin oameni la mine și îmi spun, frate, am venit să spun că mă simt păcătos. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Frate, am păcat. Bun, hai să stăm de vorbă. Păi ce cat, am stat de vorbă. Da? Da. Păi n-ar trebui să spui, n-ar trebui să pui degetul pe rană, să spui, aici sunt eu rău, aici am păcătuit eu. A, nu zice, eu mă păcătesc, cum? Uite așa, la modul general. Păi stai puțin, dar când ai făcut ceva lui Dumnezeu, ai făcut ceva, nu? Da, zice, da, nu are acum important, mă păcătesc. La modul general. Dar Biblia spune că cine își ascunde păcatul, nu poate să primească propășire. În Proverb, capitolul 18. Trebuie să nu-ți ascunzi păcatul. Eu sunt un om mânios. Eu sunt un om gelos. Eu sunt un om bârfitor. Eu sunt un om imoral. Și trebuie să spui lucruri pe nume. Când vii înainte de Dumnezeu, nu ne pocăim la modul general. Ne pocăim specific. Doamne, aici, eu am nevoie de dreptate. Pentru că aminte ne înșelăm. Aminte ne înșelăm.
Vă mai spun lucrul ăsta, dar repet, Timotei spune așa, astfel de oameni vor înainta și vor merge din ce în ce mai rău. Adică să înțelegeți un lucru. Ați văzut că nu vă merge viața, că nu vă puteți lăsa de lucrurile acelea, că mergeți din ce în ce mai rău. Nu vă mai înșelați singur spunând, Domnul mă iartă. Dacă Domnul te ierta, tu erai un om liber, care nu mai făceai păcatul ăla. Dar pentru că Domnul nu te-a iertat, tu mergi din ce în ce mai rău. Tu nu vezi că te duci din ce în ce mai jos, tu nu vezi că păcatul ăla care era la început, o dată pe săptămână, acum este în fiecare zi, nu vezi că nu mai poți să fii stăpân și mai control asupra ta, nu mai înșela spunând, știe Domnul. Nu vă mai înșela spunând, am mărturisit Domnul. Pentru că asta nu e mărturisire. Asta este un fel de a te înșela. Dacă te-ai mărturisit lui Dumnezeu și ai putut să te lași de păcat, înseamnă că este semnul iertării. Dacă te-ai mărturisit lui Dumnezeu și mergi din ce în ce mai rău, este clar că tu ai nevoie de cineva care să mărturisești și să te ajute. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează. Obosit, ați obosit, gata? Nu mai găsiți aminul? Amin. Așa să ne putem, Doamne. Bun. Și ce spune Biblia? Spune în felul următor. Vreau să vă puteți cu cuvânt. Matei 7, 22 cu 23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Sunteți atenți? Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Doamne, Doamne, ziceți voi. N-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi dragi în numele Tău. Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune, curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De ce spune Biblia că nu l-au cunoscut? De ce spune Iisus Hristos, nu v-am cunoscut? V-ați gândit la asta? Cum adică nu ne-ai cunoscut? Dar nu m-am botezat odată? Dar n-am venit o viață întreagă la biserică? Cum adică am prorocit în numele Tău? Cum adică am scos dragi în numele Tău? Și când spune am scos dragi în numele Tău, nu este o părere că mi s-a părut că am scos. Au scos. E o mărturie. Nu spune că n-am făcut lucrul ăsta. Numai că ce spune? Deci pe parcurs ați lăsat la o parte vreul adevărat. Și ați început să trăiți amestecat. Permițindu-vă una și alta. Până că într-o zi ați trăit de-a la una. Și cu mamona și cu Dumnezeu. Cine slujește la doi stăpâni, nu este al lui Iisus Hristos. Nu puteți sluji pe doi stăpâni. Vreau să vă întreb în această seară, voi îl cunoașteți pe Iisus Hristos? Măriți să fie Domnul. Am văzut rezerva voastră și e justificată. Pentru că dacă îl cunoști pe Iisus Hristos, înseamnă că și știi ce vrea Iisus Hristos. Ce vrea Iisus Hristos? Ne-am notat eu ce vrea pentru voi. Luca 6 cu 4 cu 6. Când e să spui Doamne, Doamne, căci de ce nu spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun? Păi v-am zis să nu mai mințiți. De ce mințiți? V-am zis să nu mai faceți lucrul ăsta. De ce îl faceți? O, Doamne, te cunosc. Nu mă cunoști, că dacă mi-ai cunoști, nu te juca cu lucrurile astea. Cine mă cunoaște, știe că nu se poate juca cu așa ceva. Cine mă cunoaște, prinde frică de mine. Doamne, te cunosc. Nici pe mine nu spune nimic. Că dacă mi-ai cunoaște, n-ai mai face lucrul ăsta. Simpla rostirea lui Doamne, Doamne, nu te face credincioși. Doamne, Dumnezeul meu, Doamne, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu. Nu, nu te face credincioși. Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu. Știți cum este cu auto-înșelare? M-am gândit la un lucru astăzi. Ce mai ciudată și mai periculoasă lucrare a satanei? Știți de ce? Pentru că auto-înșelătorul, sau cel ce se înșală sigur, este și călău și victimă. V-ați gândit la asta? Adică tu te ucizi pe tine și victima morții ești tu. Pentru că tu faci ceea ce faci și tot tu suferi ceea ce faci. Biblia spune lucrul acesta și mi-aduc aminte de o doamnă care a venit la pastor și i-a zis ce mai vârfitoare femeie din biserică. A venit la pastor și a zis, pastor, zice, vreau să, zice, să mă las de păcat, zice, eu sunt cea mai păcătoasă, eu, zice, vreau să mă las de păcatul bârfei, știu că am rănit pe mulți, dar el știa că e serioasă, se lăsase de vreo 1000 de ori. Cum zicea Mark Twain, cel mai ușor m-a lăsat în viața de fumat și m-a lăsat de 100 de ori. Înseamnă că de tot atâtea ori s-a apucat de fumat din nou. Și atunci păstorul s-a uitat la ea și a zis, păi da, și ce ai de gând să faci pentru lucrul ăsta? La care ea spune foarte religios, o să pun limba pe altarul Domnului. Da, frumos! Deci o frumoasă expresie. La care pastorul hârșit și deja cunoscând a zis, Doamne, zice, nu cred că putem găsi un altar atât de mare. Victimă și călău. Călău și victima. Auzi-te la inima ta. Spui, Doamne Iisuse Hristoase, vreau să duc pe altar. Oare ce fel de altar ne trebuie în seara asta să duc?
care ne-am adunat noi mult. Și ce spune Biblia? Oameni, vă sunteți atenți? Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Câți? Cum adică mulți? Cum adică mulți? Câți dintre voi în seara să v-ați socotit, spre exemplu, dar nu trebuie să ridicați o mână. Fecioară nu prea mică. Nu știu câți dintre noi am trebuit să spunem să suntem fecioară, Doamne. Adică, despărțiți de păcat. Știți care este caracteristica fecioare? Neprihănirea. Din acele 10 fecioare care se abținuseră de la păcat, jumătate n-au văzut pe Domnul. Pentru că n-au fost înțelepte. Cât îi pierde, Doamne? 50%. Din 2, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cât îi pierde, Doamne? 50%. Unul care stă la moară, din 2 care sunt pe câmp, unul va fi luat și unul va fi lăsat. Pierderea e de 50%. Dar a cui e pierderea de 50%? A fecioarelor. Noi încă ne chinuim la testul Sfințeniei. Noi ne-am trecut de partea asta. Încă mai avem lucruri de răstărnit. Dar încă să mai vorbim despre înțelepciunea de a ști să nimerim ușa lui Dumnezeu. Deci, cum e pierderea? Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Și chiar vreau să încheie, mă chiar nu pot să ajute. Uite ce vreau să vă spun. M-am gândit mult la asta azi. M-am rugat. Și am simțit așa din partea lui Dumnezeu în imbol. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Că va fi o zi. Când Dumnezeu ne va judeca. Și am zis, Doamne, dar până la ziua aceea, avem ziua aceasta. Până la ziua aceea, avem ziua aceasta. Care ne-ai dat. Ce face Ilie? Mă opresc. Păi hai zice că am ajuns în Israel. Intră în curtea palatului meu regal să-ți dau un ceai, că tu ești obosit, ai legat. Nu zice. Nu intru. De ce? Pentru că cine s-a încins cu brâul adevărului știe că în anumite locuri nu poate intra. Câte vreme ești căsătorit cu Izabela, eu nu calc în curtea ta. Câte vreme ești căsătorit cu păcatul, câte vreme ești prieten cu păcatul, eu nu pot călca în curtea ta. Ce face Ilie? Mă opresc. Pentru că Duhul Sfânt nu înseamnă numai accelerație. Duhul Sfânt înseamnă și frâne. Când mâna Domnului vine peste mine, nu vine doar ca să-i călăuzesc pe alții, ci să mă stăpânesc și pe mine. Mâna Domnului este peste mine, nu numai ca să fiu altul iar mine, ci ca să am și eu lumina. Eu învăță durata mea intră. Eu, prieten, cu tine nu pot să fiu. Eu cu tine nu stau la bârfă. Eu cu tine nu pierd timp. Eu cu tine nu stau pe cet. Eu cu tine nu fac. Nu fac. De ce? Pentru că mâna Domnului este peste mine. Și dacă mâna Domnului este peste mine, numai că voi fi folositor altuia, dar voi fi în primul rând de folos mie însumi. Cine poate să-i călăuzească pe alții în adevăr, trebuie să se călăuzească și pe sine. Pentru că un orb nu poate călăuzi un alt orb. Ziua aceea versus ziua aceasta. Vă invit singur în această seară. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, haideți să facem rugăciunea pocăinței și să ne lăsăm de orice lucru rău. Să-i spunem, Doamne, nu mai vreau atât, am vrut în mod deosebit să vă bat la cap, să nu vă aduc într-o stare de emoție, ci am vrut să am un mesaj extrem de limpede, simplu, fără să vă ating partea emoțională. În seara aceasta vă rog în numele Domnului Iisus Hristos cu următorul lucru. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne ajutăm singuri. O să trăiesc o viață bună cu Dumnezeu. Dacă mâna Domnului vreau să fie peste mine, eu trebuie să mă fac folositor altuia. Dacă mâna Domnului vreau să fie peste mine, trebuie să mă încin cu brâul adevărului. Odată încins cu brâul adevărului, nu voi intra în teritorii care mi-au aparțin. Îmi pare foarte rău, eu n-am ce să caut aici. Vreau să vă spun un lucru și vă rog să mă ascultați cu atenție. Sunt uluit. Ieri am stat de vorbă, că așa sunt eu, am tot soiul de întâmplări pe care nu le doresc. Am stat de vorbă cu cineva, o tânără, fostă colegă de-a mea, cu care m-am întâlnit după ani de zile. Nu vreau să vă spun un lucru. Este implicat într-o relație cu cineva care zice că este pocăit. Atât ce lucruri am auzit, m-am cutremurat din cap până în creștet, din creștet până în tălp și am zis, nu-i posibil așa ceva. Să terfelești numele lui Iisus Hristos, să-ți bați joc pe Harul lui Dumnezeu, să trăiești ca un nebun, să-L ai pe Domnul în gură și să nu-L ai în suflet, să te ridici să dai învățătura altuia și să nu poți să trăiești tu cu Dumnezeu. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, pentru voi, nedragul vostru și al meu însumi, să ne pocăim. Să punem degetul pe ramă în această seară să spunem, Doamne, am nevoie de multe puterea ta. Fără puterea ta nu pot să fac un pas. Dumnezeu spune în felul următor. Încingeți întâi mijlocul cu brâul adevărului și Duhul lui Dumnezeu va coborî peste tine.
prezența lui Dumnezeu o vei avea. Vei avea călăuzirea și însoțirea Duhului Sfânt. Dar dacă este Duhul adevărului, nu este numai ca să arăți altora care este adevărul, ci și adevărul despre tine. Și în această seară aș vrea să-ți facem mâna bună a lui Dumnezeu să coboare peste voi. Să spunem în această seară, sunt Doamne disponibil să mă duc până la marginea pământului. Vreau să fac lucrarea ta. Cred că cea mai mare cinste pe care mi-ai dat-o este să fiu părtaș și miresei tale. Doamne Dumnezeu, eu nu sunt la coada carului Ahab, ci înaintea carului Ahab, pentru că Dumnezeu este împăratul împăraților și Domnul domnilor și niciodată nimeni nu va putea birui împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu biruiește poarta locuinții morților, dar niciodată pe Dumnezeu nu va birui nimeni. Aleluia! Dar ca să ajung aici, un călăuzitor pentru altul, eu trebuie să mă pregătesc. Adesea ne ridicăm în această seară. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, acolo unde te afli, să iei o decizie cu Dumnezeu în această seară. Dumneavoastră ați băgat de seamă că deja de multă vreme sunt nori pe cer. Și se pare, dacă ne uităm la colegii noștri din Sud, la Grecia, că norii vor fi din ce în ce mai mari. Mă întreb în această seară, oare cum vom reuși? Și răspunsul este unul simplu. Dumnezeu din cer are putere. Mâna bună a lui Dumnezeu poate să vină peste tine, mâna bună a lui Dumnezeu se poate deschide, mâna bună a lui Dumnezeu poate să te ridice. Pe pământul acesta Dumnezeu ne-a făcut să fim cap și nu coadă. Te rog în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, spune Dumnezeu așa, Doamne, scoate-mă din amorțeala în care am intrat. Scoate-mă, Doamne Dumnezeu, din confortul în care stau. Ajută-mă, Doamne, să fiu disponibil, ajută-mă să mă cheltuiesc, să mă investesc. Ajută-mă să fac lucrarea Ta și ajută-mă, Doamne, să pot să mă transform într-o lumină pe pământul acesta pentru cei ce n-au. Ajută-mă să-i călăuzesc pe alții care nu cunosc adevărul. Și în același timp, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-mă să cred că biserica, ajută-mă să cred că mireasa Ta e cea mai frumoasă lucrare pe pământul acesta. Dar te rog, Doamne, binecuvântează-ne și aș vrea să ne rugăm specific în această seară, fiecare în dreptul Lui, dă-mi, Doamne, harul să mâncim cu brâul adevărului. Am nevoie de adevăr aici. Fiecare dintre dumneavoastră, acolo unde se află, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să spună, aici, Doamne, trebuie să mă pocăiesc, aici, Doamne, trebuie să-mi schimb viața, eu aici am căzut și îmi dau seama că fără să mâncim cu adevărul, eu niciodată nu o să alerg pentru tine. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, așa cum știi, așa cum poți. Dacă simți nevoia să îngenunchezi, poți să îngenunchezi. Că simți nevoia să stai de vorbă cu Dumnezeu cu voce tare, să stai cu Dumnezeu de voce, cu voce tare de vorbă. Dacă vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu în gând, să stai de vorbă cu Dumnezeu în gând. Oriunde sunteți, acolo unde vă aflați, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să spunem așa, Doamne, dă-ne harul să ne legăm în această seară cu brâul adevărului. Ne rugăm, Doamne. Și au nevoie de ajutor de la Dumnezeu și vor să mărturisească Domnului neputințele lor, vor să stea de vorbă cu Dumnezeu și să se roade cineva pentru ei, în timpul acestui cântec să veniți aici în față. Aș vrea să îngenunchem înaintea Dumnezeu să spunem, Doamne, te rog să mă ajut să trăiesc potrivit cu numele pe care mi le-ai dat. Creștin nu înseamnă să împrumuți numele lui Hristos, ci înseamnă să-L iei pe Hristos în viața ta să trăiești. Cântăm un cântec. Așa cum va fi. Și toți aceia dintre dumneavoastră care au nevoie de un ajutor în rugăciune, Doamne, mă simt incapabil în această seară să veniți să ne rugăm pe Dumnezeu. Ne mărturisim Domnului și Dumnezeu să ne izbăvească. Încingă Dumnezeu cu brâul adevărului în seara asta și să ne dea Dumnezeu puterea să ne ridicăm. Veniți în față numai dacă aveți nevoie să mărturisiți Domnului și aveți nevoie de ajutor în rugăciune. Veniți în față numai dacă simțiți în această seară că trebuie să vă încingeți cu brâul adevărului, că nu mai puteți să vă ascundeți, că nu mai puteți trăi în felul în care ați trăit. În numele Domnului Iisus. Fii ca praf, luate vânt. Am fi o carne fără viață. Și toare pe pământ, de n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praf în toate frânt, am fi o carne fără viață.
Doamne, noi ca tine,
Să vă întindeți o mână.